aș oare tu, știu că nu l-ai făcut tu, mă. Cântați noi asta, domnul Becali. Da. Păi lăsați-i lumea să cântă. Păi dacă ne ții muzică, tată, când mai vorbim de fotbal? Păi, tată, dacă ne ții muzică, lăsați-i mai plecăm acasă, eu plec. Te las pe dumneata aici cu ceilalți, eu sunt în altă lume, tată, ești plecat de 25 de ani. Eu nu-ți venit aici să mă driblez dumneata cum vrei dumneata. Da. Vrei să te ascult pe dumneata până dimineață? Da. Dă-mi, tată, fotbal, dă-ne ceva. Doamne, insolența dumneavoastră depășește orice măsură. Atunci lasă-mă să plec acasă, ca nu, nicio problemă. Nicio problemă. Lasă-mă scuze, că... Noapte bună. Cer scuze invitațiilor. Nicio problemă. Contați pe fraier. Păi băieți, aștept bălzați acasă. Bine, noapte bună, noapte. Pe mine nu mă corup ca pe ăștia. Cu ce? Păi ăștia-s proști toți, stăpule, când s-a ajutat pe la cinci? Nu. Între dumneavoastră și noi, firește dumneavoastră, firește dumneavoastră sunteți deștepte. Ei stau și fac toate plăcerile. La revedere, tată!